Buziaș a devenit un fel de complex pentru Poli Timișoara în acest sezon. Phoenix Buziaș a fost din nou o piedică în obținerea victoriei de către timișoreni. A fost doar 2-2 într-un meci în care adversarul a fost o nucă prea tare. Chiar îmi pare rău, am activat o perioadă a carierei mele aici, mi-am legat niște prietenii care sunt sigur că vor rămâne pe viață. Asta, bineînțeles, în afara terenului. Cât suntem pe teren, e clar că fiecare echipă își dorește să câștige. Despre meciul propriu zis, nu pot decât să mă bucur de rezultat, pentru că a fost un rezultat pe care l-am obținut în primul rând cu sufletul. Era clar că din punct de vedere al jocului avem de suferit, dar am avut și anumite probleme de efectiv care ne-au dat oarecum peste cap. Am început meciul cu 5 jucători under, dar rând pe rând, din punct de vedere fizic, din punct de vedere medical, am avut anumite probleme. Într-adevăr, n-am reușit să spargem nuca asta, care pentru noi se dovedește foarte tare. Dar meciul a fost ciudat, am început rău, am avut câteva ocazii, n-am reușit să marcăm. Ei au marcat la o situație așa un pic întâmplătoare, după care noi am fost haotici prima repriză și n-am reușit deloc să ne facem jocul nostru colectiv. Repriza a doua cred că s-a văzut o altă față a echipei, echipa a jucat bine, a muncit, am întors rezultatul și din păcate a fost o greșeală colectivă și n-am reușit să câștigăm. Dar eu îi felicit pe băieți pentru efort.